A trebuit ca și mulți dintre dumneavoastră, ca multe rude, să plec din țară. Am redeschis OTV-ul în străinătate, în Italia. OTV-ul emite de aproape un an de zile, dar autoritățile de la București l-au interzis pe teritoriul României. Este o măsură fără precedent pentru o televiziune care emite din Europa. Dar toate astea trebuie să ne întărească, fiindcă înseamnă că lor le este frică de noi. Și există o vorbă: de ce se frică, nu scapi. Chiar acum 2 săptămâni înainte să vin în România, a venit cineva foarte, foarte mare din această țară, la Vatican, acolo la Roma, și mi-a spus să nu cumva să mă întorc în țară, că dacă mă întorc, o să mă aresteze, o să mă omoare, o să-mi facă și o să-mi dreagă. Și uite că eu am venit, am avut acest minim curaj și ei nu au făcut absolut nimic, deci înseamnă că sunt foarte lași, foarte fricoși, nu se țin nici măcar de amenințări când amenință pe cineva, dar aminte de promisiuni când promit românilor câte ceva. Eu vreau să vă spun însă că de data asta chiar vom învinge, am fost foarte aproape în 2012, dar de data asta se întâmplă un fenomen extraordinar în toată România. La Arad, oamenii care, știți bine, au votat numai Udrea, numai Băsescu, numai Falcă de 10 ani încoace, toată lumea l-a huiduit pe Băsescu și pe Udrea, iar pe noi ne-au laudat, ne-au felicitat, ne-au aplaudat. Apoi în Mehedinți, acolo unde era fieful lui Ponta și al lui Dragnea, unde au luat peste 80% din voturi în decembrie 2012, aici în Mehedinți au fost înjurați, în turnul Severin, zilul orașului, iar noi am fost aplaudați. În fine, în Calea Severin, unde Crin Antonescu a fost foarte, foarte votat toată viața lui, de data asta a fost criticat, admonestat în Calea Severin, iar noi am fost primiți foarte, foarte bine. Asta arată că noi suntem din ce în ce mai mulți la nivel național și că doar puțin, puțin, puține voturi mai avem nevoie până în 25 mai. Noi am fost până astăzi inclusiv în 23 de județe, mai avem 17 județe de colindat până pe 25 mai și sperăm într-o minune. O minune chiar, zic eu, ușor de atins, fiindcă noi am luat 1.100.000 de voturi în decembrie 2012. PSD niciodată nu trece de 1.480.000 de voturi la alegerile europarlamentare. Ei au participat de 2 la asemenea alegeri și au luat în jur de 1.480.000. Iar noi, dacă reușim să strângem 1.300.000-1.400.000, ei cu siguranță vor coborâ la 1.200.000-1.300.000, fiindcă evident noi voturile pe care le luăm, le luăm în primul rând de la ei. Și atunci, dacă cumva vom avea un singur vot, vom avea un singur vot diferență în plus față de PSD, credeți-mă, totul se schimbă în România brusc și de-a doua zi. Nu cred că de-a doua zi vor mai refuza cererea noastră privind OTV-ul readus în România pe cablu la dumneavoastră aici în localitate. Nu cred că a doua zi vor mai refuza cererea noastră privind eliberarea lui Gigi Becali. Este o cerere legitimă în sensul că poporul român în mare majoritate vrea eliberarea lui Becali, iar ei, ați văzut, se opun la eliberare. Nu cred că vor mai refuza propunerea deputatei dumneavoastră Nicoleta Mocioi privind mărirea alocațiilor copilor. Deputata Mocioi de aici de Gorj, singura deputată care chiar face ceva pentru județul ăsta, se luptă de un an și ceva împreună cu Simona Mann, viitoarea noastră senatoare, și împreună cu ceilalți parlamentari, încearcă să mărească alocațiile de la 42 de lei la 200 de lei. Se opun sistematic se opuneau cei din USL, astăzi cei din PSD, chiar prin vocea lui Victor Ponta, care a venit în Parlament și a spus că 42 de lei este suficient și că 42 de lei ajung pentru copiii dumneavoastră. Vă dați seama ce mojicie să spui asta când tu ai acasă bună filipineză pentru copilul tău și când copilul lui Ponta cheltuie mai mult de 1000 de euro pe lună. Da, mergem la Rovinar mai departe. Atunci, haideți să ne punem în mișcare. Atunci, gata cu...